Bună, dragii mei, cum sunteți? Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag și dor și vă doresc tot binele din lume. Înainte ca să încep aceste rugăciuni de seară, chiar dacă aici este 12 noaptea, cu siguranță la voi este ora 1, pentru că sunteți în România, vă fac cafeaua de mâine, de pe 13 până pe 20, cafeaua săptămânii. Pentru toți cei care vă uitați la canalul meu, vă mulțumesc, bineînțeles, pentru că vă abonați, pentru că vă place ceea ce fac, vă mulțumesc din suflet la toți. Și haideți, dragii mei, să încercăm să tragem o energie, o carte vis-a-vis de cafeaua săptămânii, care începe într-o dată un pic aiurea, pe 13. Nu tot timpul data de 13 poartă ghinion, se zice că 13 care cade într-o marți sau vineri. Eu tind să cred că marțea e un pic cu ghinion, da? Nu vinerea. Mâine este luni, început de săptămână, dragii mei, sperăm din suflet să fie o săptămână mult mai bună pentru noi toți. Suntem în postul Crăciunului, să vedem ce ne arată și energia unei cărți pentru săptămâna 13-20 decembrie, dragii mei, pentru toți cei care vă uitați. Haideți să vedem. Sunteți toți în... a căzut energia gândurilor, da? Energia lucrurilor. Deci vom fi gândiți, ne vom pune întrebări, ne vom gândi. Este energia gândurilor. Vom fi conectați cu această energie începând de mâine, de 13, adică de astăzi, 13-20 decembrie, vom fi în gânduri, ne vom gândi. Poate că vă veți gândi la persoana cu care sunteți împreună, poate vă gândiți la bani, poate vă gândiți la familie, poate vă gândiți la un copil, poate aveți planuri mărețe și vă gândiți oare se vor adeveri aceste planuri. Deci, într-un mod un pic mai general, este energia gândurilor. Vom fi conectați la energia gândurilor. Haideți să vedem cum arată capeluța voastră de săptămâna asta. Se poate vedea, este un pic întunecată, zic eu, da? Dar o să încercăm să deslușim, dragii mei, pas cu pas ce vrea să zică. Haideți să vedem în afara cănii, nu a ieșit nimica. Ce arată în casele voastre? Mulți dintre voi vă veți elibera, dragii mei, dragele mele, de această negreală, da? La toartă este casă. Vă veți elibera. Veți avea mulți o eliberare de un necaz, de o supărare, de ce știu eu ce probleme, de o boală, de o persoană poate. Vă veți elibera de ceva și vă veți simți mai bine, zic eu, din toate punctele de vedere, cu această negură, acest, de fapt este o plapămă neagră, cum s-ar spune, da? Ar fi o plapămă pusă pe un pat. De ce nu? Poate vă eliberați de un bărbat, de o relație toxică. De ce nu? Poate vă deslegați de ceva anume din viața voastră. Poate ați avut ceva făcut pe aștenutul patului. De ce nu vă eliberați de o supărare care voi o plângeați în aștenutul vostru de pat, care are legătură cu banii, care are legătură cu sărăcia, care are legătură cu ceva din familie, nu contează ce, această plapămă neagră cu care voi vă îmbeliați pleacă, dragii mei, din viețile voastre, în special dacă sunteți persoane cu inițiala S, dă-te jos, Suzy, pisicuța mea vrea să vină pe masă, persoane cu S, persoane cu A și O. Deci S, A și O, această plapămă, dragii mei, pleacă din viața voastră. Deci este clar că, din punctul meu de vedere, vă eliberați de ceva. Pentru alte persoane cu inițiala de C, de I, de F, o să aveți un pic de supărare, probabil, da? Din cauza unei sume de bani. Ori nu vă primiți banii la timp, ori ați primit o țeapă la locul de muncă și nu vi s-a dat banii, ori ați avut niște bani de așteptat și persoana respectivă nu vi-a dat banii, vă cade o supărare din punct de vedere financiar la voi, da?
Pentru alte persoane văd o candelă aprinsă și un trifoi. Aici mie mi-arată o credință foarte mare. Veți avea noroc prin credința voastră. Dacă mergeți la biserică sau aprindeți lumânări, dragii mei, sau vă rugați acasă și aveți un altar, dacă sunteți cu M, dacă sunteți cu A, dacă sunteți cu O, cu I. Deci eu văd că apare un trifoi în 5 puncte, poate să fie 5 zile, 5 ore, da? În viața voastră, dragii mei. Pentru alte persoane aveți un 2 întors. Ce vrea să zică? În 2 puncte poate să însemne 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni. Ați avut niște planuri, vi-ați făcut foarte multe idei în mintea voastră pentru a pleca la un drum și vi se pune, dragii mei, obstacole. Poate se rupe roata la mașină, poate nu mai puteți pleca din cauza altor persoane. Văd că veți vărsa lacrimi, da? Un 2 întors. Ați avut un plan în 2 puncte, 2 zile, 2 săptămâni să plecați, în special dacă sunteți cu G, cu T, cu O și vi s-o închis drumul, da? Aveți un anumit blocaj și nu veți mai putea, dragii mei, dragii mele, să plecați. Aici mie îmi arată un clop, da? O înșelătorie, o păcăleală pentru unele persoane. Acest clovn, această paiață stă și dansează în casa cuiva. Dragii mei, dacă voi stați în casă cu o persoană, să știți, bărbat, chiar că este soțul sau partenerul, din nefericire acest om vă păcălește cu ceva, pentru că această paiață, acest clovn care are pe capul lui o inițială de N și un T, poate că îl cheamă așa cu N și T, își bate joc de voi. Da? Este un bărbat îmbrăcat în clovnul ăsta, un bărbat brunet cu părul până aici, la urechi, care și-l dă așa într-o parte, are un T, da, pe capul lui și un N. Acest om, ca și cum, cum au clovnii nasul ăla și zâmbesc, nu se joacă, nu? Deci vă păcălește cu ceva persoana asta, ori își bate joc de sentimentele voastre și crede că voi sunteți proaste și nu vă dați seama, sau poate chiar nu vă dați seama, nu neapărat că sunteți proaste, Doamne ferește, sau vă păcălește cu banii, sau vă păcălește. Dar eu tind să cred că el vă păcălește care pe altă femeie și joacă un teatru ieșit din comun cu voi, da? Ca să nu vă prindeți, mai ales dacă voi ca și femei sunteți cu inițiala de S, dacă sunteți cu A, dacă sunteți cu... cu R, da? Deci să știți că sunteți păcălite de omul de lângă dumneavoastră și chiar aveți o mare încredere în el, că este partenerul, că este soțul, nu știu. Atenție mărită săptămâna asta, ca nu cumva să descoperiți această păcăleală și să rămâneți rău. Vă mai cade o cheie la o persoană cu G, la persoane cu M, vă cade o cheie. O cheie poate să fie un succes într-un punct mic, poate să fie o zi, o săptămână, o lună, sau poate descoperiți ceva care va fi în favoarea voastră, da? Se mai poate vedea de asemenea iară un nor negru, se va întâmpla ceva în lume în săptămâna asta, nu știu, este iar o forfotă, este iar o nebunială, probabil la ce se întâmplă în lume vis-a-vis de Green Pass, vis-a-vis de vaccinuri, asta are legătură la nivel înalt, este o mare nebunială, negreală asta, ia uitați că vi-o și arăt toată această negreală, iar dedesubt iară sunt oameni care sunt nervoși, sunt nemulțumiți, vedeți această negreală, o să fie iară ceva. În tot contextul ăsta, parcă din această negreală cineva încearcă să se elibereze, o putere a ursului este aici, dar iară se închide, iară se eliberează ceva, iară se va întâmpla, vom auzi sau chiar vom trăi, Doamne ferește, de data asta eu văd ceva evenimente un pic mai urâte, să zicem, să sperăm că nu, mai ales că vine și Crăciunul, dar acum ce să zic eu, ce se mai întâmplă. Ce se mai poate vedea aici? O femeie care împletește, deci aici ar fi un fus. Eu cred că sunteți unele femei, mai ales dacă aveți inițiala de P și iară un I și un C, voi toarceți la fus, dar nu toarceți la fus, da? Nu este fusul ăla vechi care în trecut se torcea la el. Eu cred că voi plănuiți ceva, da?
plănuiți ceva și sau vă clădiți încet, încet viitorul, așa cum fusul se face, nu? Vă clădiți încet, încet viitorul. Aceste persoane au dat la spate un trecut urât și o văd, da, mai degrabă, eu cred că voi vă clădiți un viitor frumos, că sunteți bărbați sau femei, nu contează, eu văd că vă clădiți încet, încet, cum merge fusul, sunteți foarte concentrate, eu cred că e o femeie brunetă aici, sunteți foarte concentrate să clădiți ceva, să realizați ceva și chiar vă cade cu succes, mergeți în continuare, nu vă bateți de la drum, pentru că veți avea reușită. Se mai poate vedea iarăși doi ochelari, aveți persoane din umbră care vă urmăresc, pentru persoane cu inițiala de J, se mai poate vedea un Z, se mai poate, poate să fie și nume de familie, prenume, se mai poate vedea iarăși un M mic de mână, ori aveți pretendenți care sunt cu ochii pe voi, pe doamne, pe domn, ce știu eu, că nu se arată chipuri, dar aveți pretendenți, ori aveți dușmani din umbră care vă urmăresc, ori cineva are ochi răi asupra voastră, da? Unii dintre voi veți avea ceva reușite, mici reușite prin instituții de stat, veți umbla să realizați ceva, alții dintre voi vă grăbiți să vă cumpărați bilet pentru un autocar, probabil plecați în țară cu stabilitate, vă cade drum cu reușită, mai ales dacă sunteți cu S, dacă sunteți cu L, da? S, L, vă cade drumul lungi în țară, un pic de forfăt, un pic de agitație, tot felul de măști, de răutate se pot vedea aici. Mai sunt și persoane foarte false, o mască pe chipul unei femei cu inițiala de M, o femeie șiriată, coață perversă, cu o coadă mare de pisică. Dacă aveți asemenea persoane în jurul vostru cu M, atenție mărită că această femeie are și niște ochi mic dalați, ca și cum ar fi o pisică. Da? Pentru alții va apare un pom, dar cineva încearcă să vă taie acest pom. Asta este viața voastră, da? Pomul este destul de bine plantat în pământ. Mare atenție dacă aveți dușman, că acești dușmani tot încearcă să vă dărâme viața, să vă dărâme acest pom, ca și cum lucrează pentru a vă face rău. Dacă cunoașteți persoane cu B, dacă cunoașteți persoane cu C, cu I, în trei puncte, ar trebui să vă faceți o protecție, pentru că pomul vieții voastre există riscul ca cineva să facă ceva, Doamne ferește, și să vă umble la sănătate sau ce știu eu, da? În mijlocul cănii, în mijlocul cănii este foarte interesant faptul că se vede un brad, da? Dacă vă uitați voi așa, ia uitați, stă în picioare acest brad. Dar didisubt acolo, dacă vedeți, este un animal căzut la pământ și deasupra un șoarece, ca și cum mănâncă din acel animal, un șobolan, da? Bradul, mai ales că vine Crăciunul, este o chestie foarte sfântă. Eu vă spun că la mulți dintre voi care a ieșit brad, în special dacă aveți inițiala de D, de C, de L, de A, dușmanii voștri vor cădea, dragii mei, la pământ, mai ales dacă v-au făcut farmice sau ce știu eu, Dumnezeu vă protejează, ia uitați cum este acel animal la pământ, ăsta este bradul, vedeți, are și stea în sus, acolo în vârf, acel șobolan care îl mănâncă pe acest animal, deci ăștia sunt răutățile dușmanilor voștri care vor cădea la pământ, dragii mei. Nu vor mai avea putere, să știți, asupra voastră și acești dușmani, pentru că sunt pentru mai multe persoane, da, v-am zis, apare un C, un A, un D, un R, un M, un N, un I, iar apare un O, da? Deci dacă sunteți cu aceste inițiale, să știți că sunteți protejați, vi s-a format bradul, vi s-a format că vă cade toți dușmanii la pământ, iar șoarecii o să-i mănânce, adică șobolanii o să le mănânce răutatea. Vor avea probleme, dragii mei, dușmanii, pentru că dacă vă uitați sus, ia uitați ce negreală mare ați avut din cauza acestor persoane, ce necaz mare. Și jos, dacă vă uitați atenți, pentru că eu vă și arăt, dragii mei, ia uitați aici, jos, se face un chip, da? Un chip de o femeie care cu un ochi se uită așa și cu un ochi așa. Deci această femeie, din cauza la această femeie,
ați avut probleme. Vă uitați bine că are o inițială de L pe capul ei, în partea alta are o inițială de N. Deci această femeie este o dușmancă care vi-a făcut rău, da? Se mai poate vedea Trifoi, aici văd două persoane îmbrățișate că dansează, da? Un contest frumos de dragoste, dansează vals tango, un bărbat și o femeie, o să vă reîntâlniți probabil cu cineva și o să dansați, o să vă simțiți bine. Se mai poate vedea iară o vulpe în trei puncte care poate să însemne o femeie șiriată, poate că sunteți femei șirete cu un bărbat sau vreți să îl pedepsiți cu ceva anume, dacă acest bărbat are inițiala de C, voi o să vă jucați bine cărțile și să știți că o să puneți până la urmă pe bărbatul ăsta cu botul pe labe. Iar mai mi-apare un drăgușor mic care ia foc coada și aici este foarte bine, el ține în gură o verghetă, deci înseamnă că ați avut ceva trimisătură, în special dacă sunteți cu P, cu R, se mai poate vedea un A, dar ia foc coada la drăgușorul ăsta. Eu probabil tind să cred că rugăciunile voastre sunt ascultate, divinitatea începe să vă dea ajutor, poate și deslegările care eu vi le fac, pentru că este foarte bine când un drac ia foc, da? Chiar dacă e drăgușor, nu contează. Și văd că el scapă această verghetă jos. Dacă ați avut cununii legate sau farmece pe dragoste, cine vi-a trimis acest drăgușor, să știți că nu mai are putere drăgușorul ăsta, ia foc și scapă vergheta jos. Vergheta este întreagă, oricum nu este ruptă, da? Aici se vede un soare, o să aveți spor de bani, unii dintre voi, da? În special dacă sunteți cu inițiala de, stai să mă uit foarte bine, un F, îmi apare un F, iar un G, îmi apare un U, da? Deci dacă sunteți cu G, cu U, cu S, chiar așa, deci se mai poate vedea foarte vag un R, va apărea soarele în calea vieții, poate să însemne și din punct de vedere material, soarele înseamnă spor, succes, căldură, vă încălzește inima. Aici, da, într-adevăr se vede că mulți dintre voi aveți în negreala asta, nu știu cum să vă fac eu să vedeți, negreala aia acolo jos, se vede o inimioară, vedeți? În toate supărările voastre, până la urmă, inima oricum rămâne, speranța rămâne, nu moare. Asta vreau să zic. E adevărat că aveți unii dintre voi o stabilitate în dragoste, alții aveți supărări, necazuri mari în dragoste, aveți semne de întrebare vis-a-vis de asta, nu? Gânduri, foarte multe gânduri, foarte multe semne de întrebare. Haideți să încerc să pun aici unde e bradul, puneți-vă dorință, pun chiar fix pe animalul ăla să văd ce s-a format, dragii mei, și vă spun imediat. Animalul ăsta, necazurile voastre, s-a mai format un L, s-a mai format un C, o cruciuliță, probabil ați avut farmece făcute sau probleme de persoane cu aceste inițiale. Și ia uitați ce frumos un chip, da? Ca și cum ar fi un ou, renașterea, în trei puncte mici. Mie mi s-a format un ou, uitați acolo, lângă oul ăla un alt, o chestie mică, pisicuța asta îmi face nebunel pe aici, în fine. Un ou s-a format, este o renaștere, sau poate rămâneți însărcinate, multe dintre voi, acolo se vede un A cu bucurie. Foarte frumos, foarte frumos. Și să vă mai pun pe necazul ăsta, să vedem la voi din casa care a ieșit, ia uitați aici un crocodil, vedeți? Ați avut necazuri cu crocodil, persoane cu C, cu A, cu V, cu N. Deci ați avut necaz, dar oricum vă eliberați. Și aici, fain frumos, se vede cum s-a transformat, vedeți? Într-un fel de vierme, într-un fel de omidă care se târăște. Deci dușmanii voștri au vrut ca voi să vă târâți, da? Poate chiar ați avut o perioadă de căzută. Ia uitați ce lâmare mare se face aici și un punct și un V. Ia uitați, vedeți? Cum este viermele ăsta, uite-l aici că se vede. Cum v-a stârât cu greutățile, dar eu vă văd că vă eliberați. Haideți să încercăm să vă puneți și o dorință, să vedem ce vă iese la dorință. Nu prea au rămas prea mulțați pe farfurie. Ce s-a format, dragii mei, dragele mele, în primul și în primul rând, veți face două drumuri cu bucurie, veți vărsa lacrimi, așteați lacrimi de bucurie, vă iese din casă necazurile, aici s-a format o girafă,
da? Și girafa este foarte bine pentru persoane cu inițiala de C și A, veți avea un noroc în perioada următoare. Alții dintre voi ați avut probleme de bani, iată aici sporul banului furat, i-a căzut totul pe inimă, aici apare un 2 foarte mare, veți avea realizări, la unii dintre voi să știți că se îndeplinește dorința, la unii nu. Aici, fain frumos, da? După cum puteți să vedeți, se formează negreala asta și aici e ca un fel de munte, da? Încă mai aveți de tras unii dintre voi să veți depăși acest munte. Vedeți că se face un mână, doi ochi, două puncte, da? Haideți să încerc să mai văd eu ce mai văd aici. O lumânare aprinsă, un succes, un 7, o realizare pentru persoane cu L, cu D, cu B, o păsărică, un papagal. Un papagal poate să însemne o persoană care vă cicăle la cap, ori aveți un loc de muncă unde cineva vă turuie la cap, ori cineva vorbește foarte mult și vă obosește psihic, da? V-am zis, unele dorințe se îndeplinesc, altele nu. Vă cad greutățile din casă, o să scăpați. Aici văd o schimbare de destin cu acest pantof, cu această cizmă. Mai degrabă ar fi un bocanc, da? Vă veți schimba destinul, veți găsi la un drum lung, veți întâlni destinul la un drum lung, da? Cam atâta am vrut să vă spun, dragii mei, pentru această săptămână. Ia să vă mai extrag o carte vis-a-vis de o dorință, să vedem ce dorințe aveți toți cei care v-ați uitat, dacă vi se îndeplinește sau nu dorința în această săptămână, începând de astăzi, 13-20 decembrie, dragii mei. Haideți să vedem dorința. Dorința voastră, la unii trebuie să aveți foarte mare grijă că aveți dușmani, da? Poate din cauza asta nu se îndeplinește dorința voastră, pentru că voi aveți dușmani din umbră, că aveți prieteni de nădejde și aveți încredere în ei, mare atenți. Că omul cu care stați în casă vă păcăle cu ceva, atenție, sunteți păcăliți, sunteți mințiți. Sau probabil nu se îndeplinește dorința din cauza dușmanilor și a obstacolului sau poate a unor energii negative, nu pentru toată lumea, poate nu la toată lumea se potrivește. A ieșit cartea hoției, cartea șmecheriei, cum se zice în italiană, ladro, hoțul care fură ceva, sau poate cineva vă fură inima, dar nu este o persoană serioasă, deci să fiți foarte atenți, foarte atente, da? Poate vă îndrăgostiți de o persoană mincinoasă, falsă, perversă, deci atenție mărită, dragii mei, dragile mele. Ce să vă zic, eu vă doresc noapte bună, să visați frumos, cred că mulți dintre voi la ora asta dormiți, oricum eu voi posta acest video ca să aibă trecere de astăzi, 13 până pe 20. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Sper din suflet să stați toți bine, în special toți cei care apelați la mine. Sper din suflet ca toate rugăciunile mele să se prindă, să vă meargă bine la toți și în special să ne eliberăm de rugul ăsta a sclaviei, mă scuzați, care este căzut asupra noastră cu vaccinul, cu tot ce se întâmplă. Eu cred că până la urmă ceva se va întâmpla, asta simt eu, ne vom elibera de ceva anume și chiar îmi doresc lucrul ăsta, să ne eliberăm, pentru că este sub orice critică, dar lăsăm divinitatea și universul să lucreze, să ne asculte rugăciunile. Ce pot să vă doresc? Un Crăciun minunat, până de Crăciun oricum ne mai vedem. Vă voi învăța și ritualuri care cu dorințe ca să le faceți de Crăciun, chiar să puneți și sub brad, dacă aveți brăduleț cât de mic, să vă puneți dorințele și să lăsați până la anul care trece. Vă voi învăța și acest lucru. Ce să zic? Vă doresc noapte minunată, binecuvântată, să mă visați că vă ajut, să dea Dumnezeu și să fiți toți bine acolo unde sunteți. V-am pupat, dragii mei!